Domnule consilier, bine ați venit la ședința noastră de astăzi. Și pentru că suntem statutari, avem majoritatea prezenței, propun să dăm drumul la ședință. Și o să vă propun pentru ședința de astăzi următoarea ordine de zi. Aprobarea procesului verbal în ședințe ordinare din data de 24.03.2016, punctul 2, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, punctul 3, proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Moise Cernu, punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiunile de funcționare și dezvoltare pe trimestrul 1.2016, punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Târgu Trotuș. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și statutului de funcții al aparatului de specialitate a primarului comunei Târgu Trotuș. Punctul 7. Proiect de hotărâre pentru abrogarea hotărârii Consiliului Local numărul 17 din 24.03.2016 privind aprobarea taxei de închiriere a utilajului Boldo Excavator, aflat în patrimoniul comunei. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului tehnic Capelul Mortoară Târgu Trotuș. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubritate la nivelul comunei Târgu Trotuș, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 6 din 30.01.2016 și punctul 10 diverse. Vă propun spre aprobare dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc. Voi supune la vot aprobarea procesului verbal de ședința anterioară. Cred că l-ați studiat, l-ați urmărit și vă supun la vot cine este pentru. Nu mai puțin. Da. Aș vrea să iau cuvântul, dacă se poate. Fără. La aprobarea procesului verbal, la ședința ordinară din data de 25.02, eu personal n-am să votez acest proces verbal. Deci, personal vă spun, nu voi vota. Voi vota împotriva procesului verbal, pentru că s-au comis niște, nu știu, erori din bună știință sau fără bună știință, nu știu. Deci, prima dată, dacă știați că este proiectul de hotărâri pentru aprobarea taxei de închiriere a utilajului cu de excavator aflat în patrimoniul comunei Târgu Trotuș. Cu toții știam că acesta, dacă a fost obținut prin fondul GAL, deci nu se putea închiria sub nicio formă. Asta e prima problemă. O altă problemă, nu știu cine a redactat procesul verbal, dacă dumneavoastră sau doamna secretar, da? Doamna secretar, dacă l-a redactat, la punctul numărul 6, spune așa, se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii de salubrizare pentru agenții economici și instituțiile publice. Și aici spune așa, domnul viceprimar Ababei spune că în cadrul ADIS s-a propus să se plătească o pătrime metri pătrați, dar nu a fost aprobată această cantitate. În primul rând este greșit metri pătrați, metri cubi. Metri cubi, cum a spus domnul Gorgă? Da, metri cubi, nu metri pătrați. S-a greșit, domnul Mitelu, observația mea parte. Eu am văzut dumneavoastră asta, am purtat-o, da. Și alt punct care spune, deci atâta timp, dacă, virgulă, colegii, nu au studiat materialul de ședință, dar bănuiesc că l-au studiat fugitiv. Eu am studiat materialul de ședință, nu voi vota acest proces verbal, pentru că la proiectul meu, care am spus, nu mai știu la ce punct a fost, 9, 10, mă rog, nu mai țin minte, mă rog, pentru construcția unui cămin, toți de aici s-au împotrivit. Toți colegii s-au împotrivit. Am spus că nu este necesar un cămin pentru copii. Un cămin cultural pentru copii? La blocuri sau la bătări. Nu. Nici un proiect nu a trecut, domnul Goagă. Deci vă reamintesc că niciun proiect nu a trecut. Eu nu puteam să votez așa cum am votat, dar au votat împotrivă și acum vin ca să votez. Deci eu vă spun din start, nu voi vota acest proces verbal. Am votat împotrivă. Mulțumesc. Și vă fi respectată.
Numai că v-ați spus ceva despre 25-a a doua și noi discutăm despre... 25-a a treia, 24-a treia, la ședința din 24-a treia. Era metric. De asta m-am urmărit. Mă rog, nu mai contează. Erau mai multe, nu le-am... Am înțeles care este poziția noastră și eu totuși să pun la vot cine este de acord cu proiectul, procesul verbal de datație. Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, domnul Mideteanu. Așa, punctul 3, după ordinea de zi. Se referă la încetarea de drept, nu? Nu, nu, trecem la punctul 2. Trebuie să alegem președintele de ședință. După cum știți, avem un algoritm, ordine alfabetică, dar eu totuși să pun, propun, să, ca cineva să propun, să fac o propunere de președinte de ședință. Cine este? Domnul Abad. Propun ca domnul Abadani, dumneavoastră care veniți la rând. Da, eu rămas. Aici am propunere. După că vii după alfabet? Domnul... Nu, altă propunere acum este. Domnul Mitel. Domnul Avădăl, eu nu vreau să fac nicio propunere. Dar, în schimb, vreau să spun așa, la articolul 35, litera 1, din legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificări și completări ulterioare, spune așa, articolul 9, alineatul 1, din ordonanța de guvern 35/2002, pentru aprobarea regulamentului cadru de organizație și funcționare, așa, Consiliul Local, cu modificări și completări ulterioare, prin care este stipulată că odată la 3 luni se alege câte un președinte de ședință. Deci la legea, la articolul 9, alineatul 1 din ordonanța de guvern 35 din 2002, este stipulat cu subiect și predicat că un consilier se alege cu 3 luni. Eu știu un alt consilii, deci din ceea ce am discutat, la fiecare în speță oate de pe raza județului Bacău, fiecare consilier se alege, are dreptul să stea una, două sau trei luni. Da. Sau trei ședințe, dacă. Deci una, două sau trei ședințe, da, să spunem așa, trei ședințe, da? Da. Consecutiv. Vreau să spun și ceva, dacă mai spune. Nu mai am, asta vreau să spun. Deci la înființarea unui consiliu local, întotdeauna prima ședință, în prima ședință se spune și durata celui care va fi președinte de ședință. Și este stabilit de către noi, de către consiliul local, ca acesta să fie pe 3 luni de zi. Când ia nașterii un consiliu exact, nou, da, la începutul mandatului, da? La începutul mandatului, da? Da. Mă rog. Problema, da? Acum, cine este de acord cu propunerea domnului Florin? Vă mulțumesc, împotrivă la ce înseamnă că de aici încolo tot eu trebuie să discut cu dumneavoastră și o să trec la punctul numărul 3. Punctul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind alegerea asta, scuzați. Încetarea mandatului de consilier al domnului Moise Geau. Eu o să dau citire cererii dumneavoastră. Deci către președintele de ședință al Consiliul Local Târgu Trotuș. Subsemnatul Moise Gelu, consilier local în cadrul UAT Târgu Trotuș, prin prezenta, îmi dau demisia începând cu data de 31.3.2016. Față de cele prezentate, vă rog să procedați în consecință. Acesta este cererea mea. Dacă are cineva de comentat sau de spus în legătură cu cererea domnului Moise. N-am înțeles. Trecem la vot. Nu cred că are rost mai. Na, ce să mai acum vreau să pun la vot cine este de acord cu demisia domnului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, mulțumesc. În unanimitate a fost demis. Domnule președinte, am o rugăminte. Sunt doi, domnul Ozit și pe doamnă. Haideți să-i vedem ce părere au. Cu ce probleme au venit? Da, sigur. Nu sunt de... Ca președinte de ședință ar trebui dumneavoastră să vă impuneți. Să-l întrebați. Nu, dar eu am întrebat domnul președinte. Deci dumneavoastră, ca președinte de ședință, vă rog tare mult, la modul cel mai respectuos, să vă intrați în exercițiul funcțiunii. Da? Deci nu se vorbească altul pentru dumneavoastră, că dumneavoastră nu cred că aveți avocat. Nu, dar a venit propunerea. Bine, dacă ești și dumneavoastră ne spuneți... Nu puteam să lasă până la sfârșit, dar nu s-a gândit oamenii aia ca să nu stea să... Dar este era la capitolul diverse, sau nu știu, mă rog. Era diverse, dar... Ce de la...
Sabău și Cozi. Așa. Am înțeles că sunteți de acord, da? Da. Bine. Subsemnatul Sabău Ștefan din Comuna Trecutului, Dețul Bacău, solicit așa, aprobarea concesionare terenului 1400 de metri pătrați, care se află pe terenul comun, pe teritoriul Comunei Târgu Trotuș, lângă locuința mea. Menționez acest lucru, că eu l-am întreținut mai bine de 40 de ani, rugă mi se aproba, deoarece în anul 2013 am mai depus o cerere, am făcut schița cadastrală și nu mi-a dat, și am mi-a dat un număr de înregistrare. Dețin un număr de animale, 6 bucăți. Taurine, 6 porcine. Vă mulțumesc. Dacă doamna are ceva de acum a fost balastier, când timpul lui Ceaușescu, așa că și numele. Noi atunci ne-am votat în 71 și doamna Siminuc era pe timpul ăla. Cine era președinte, primarul comunității? Noi, cum și cum ne-am zis, mai făcut, am nivelat și am îngrădit. Ei, pe parcurs, mi s-a pus o taxă, deci, pe timpul ăla. Deci am plătit, deci, o taxă pentru că dețineam terenul ăla. După aceea, după ce s-a, după hotărârile astea la antic, când am intrat din anul 1990, au fost, au zis că mai rămâneți pe loc. La toți primarii când am venit, măi, zic, nu mai plătești taxa aia. În anul 2013, dar din 2010 am început, am venit la domnul primar, am depus o cerere, a durat cam mult. A zis că faceți schița cadastrală și prezentați-vă cu ea la noi. Mi s-a dat un număr de înregistrare. Și tot am întrebat, m-am dus la doamna contabilă, măi, că trebuie să, să fac și eu, ca să, că vreau și eu să amenajez, că vă spun acolo, e dezastru sus, unde este din toate, gardul nu mai este bun și astea iarna am fost furați, din furaje. Au venit copiii din sus, din gard, n-aveau ce dat la animale, au venit, au luat de la noi. Și aș vrea să fac și eu gard, să fie un, în regulă. Și ce mi s-a cuvenit taxa care va trebui să plătesc către Consiliul Local, voi plăti. Dar eu nu știu ce s-a întâmplat cu dosarul, că știu că aveam la domnul secretar pe când era în Gureanu. Și când a venit acum, o trebuie să fac alt cerere, că nu mai exista nici cadastru, nici cererea, nici nu... Noroc că aveam eu numărul de înregistrare. Vă rog foarte mult. Da. Noi îl întreținem, că dacă noi erau niște bălării, puteți veni la fața locului și avem și noi animale. Am făcut tot timpul niște improvizații. Dar animalele astea trebuie întreținute oricum cât de cât, măcar iarna să aibă. Da, da, doamna Maria, da. Deci pot să vă întreb dacă îmi permiteți. Da. Dumneavoastră ați făcut gardul acolo, ați, ați spus că ați plătit cadastru. Mai aveți cadastru la vechi? Dar cum să nu? Dar există și aici la dosar, nu l-am și aici la mine. Îl aveți și la noastră, nu? L-am făcut în trei exemplare. Bun, și dumneavoastră ce doriți acum? Deci, ca consiliu, consilierii, să vă aprobăm dumneavoastră suprafața de teren. Un gard, măcar un chiriere, dacă nu, de câțiva ani. Să pot face și eu un adăpost cum trebuie la animale, mai umbrăm numai cu improvizate și să te-am furat. Domnul președinte, domnul viceprimar, deci eu vă spun... Eu... Mai puțin dacă dați voi. Eu consider că dacă doamna, deci dacă domnii au făcut cadastru, să nu pățim ca tuna trecut. A venit domnul, a plătit cadastru și a plătit cu o căruță de bani, în speță, cine a venit? Domnul Coman, a spus că a plătit cadastru, nu știu ce mai vrea. Dacă doamna a întreținut atâția ani, nu știu, eu nu sunt împotrivă. Deci chiar nu sunt împotrivă. Dacă a făcut și gestionează de atâția ani, spune că din 70 și ceva, din, are de 40 de ani, așa, deci eu, aș fi, eu sunt de acord cu chestia asta, nu știu colegii mei dacă sunt de acord, dar dacă tot și-a făcut cadastru și a fost o râpă, nu știu ce a fost acolo, a întreținut-o, eu zic să găsim o cale de mijloc, să găsim ceva ca să putem să-i ajutăm. Mulțumesc! Nu mai nimeni împotrivă. Dăm de acord. Hai ca să terminăm cu doamna. Deci,
După părerea mea, nu putem rezolva cazul ăsta decât într-un singur fel. Suprafața asta de teren este proprietatea primăriei, nu este proprietatea de alunat. Și nu putem proceda decât prin închiriere. Cum am proceda cu toate suprafețele de pășune care s-au dat atunci la ceilalți, așa o să procedăm și cu dânsa. Să facă cerere, nu? Să facă cerere de închiriere. Închirierea se va face pe 5 ani, cu posibilitatea de prelungire încă 5 ani și ce mai fi mai încolo, vom mai vedea. Dacă se intre dumneavoastră ei în legalitate și să poată stăpâni și să facă ce are de făcut acolo, asta propunerea să să facă cerere de închiriere și noi... Și în ședință următoare... Asta nu era 7 ani, parcă așa am... 7 ani. Da, 5-7 ani la alegeri. 7 ani. Și domnul Bacar. Am o propunere legat de acest aspect, în sensul că, la vedere faptul că stăpânește într-un fel acest teren de câțiva ani de zile, sau ani de 10 de ani, așa, având și cadastru făcut, eu aș veni cu propunerea ca acest teren să fie scos din domeniul public al comunii, în domeniul privat, și dumnealor să intre frumos în legalitate, în sensul ca să fie vândut dumnealor. Ca și propunerea. Ca și vânzare. Ca și vânzare. Acolo nu se duce nimeni. Acolo... De ce ne? Noi l-am întreținut. Deci asta e propunerea. E o propunere asta. Da. Deocamdată... De nu se va putea minte. Asta e ce vă zic, asta e soluția, să facă cerere de închiriere, închirează pe 7 ani, cu posibilitate de prelugire, după 7 ani de prelugire și asta este soluția. Cine este pentru soluția asta? Vă mulțumesc. Abțineri împotrivă lui. Ședința următoare, la ședința următoare să vă la ședința următoare. Cred să noi concurența consiliului acum din consilieri, eu zic ca să inițiem un proiect de hotărâre pentru să vină doamna cu o cerere și vom iniția luna următoare un proiect de hotărâre. Bine, vor fi mai mulți, dar să vor iniția. Sunt mai mulți de ani de zile care s-au aprobat, dar nu știu pe mai e o problemă. Doamna a zis că ar vrea să construiască acolo. Dacă vrea să construiască atunci ar trebui... Dumneavoastră nu mă înțelegeți... Cum a zis domnul Bacar, să facă... Orice sunt pe o perioadă mai mare, poate... Da, deci vorbesc pe noi, dar că nu ne înțelegeți. Deci ar trebui, deci, văzută varianta, dacă vor să construiască atunci să fie... Închiriați pe cu măcar 10-20 de ani. Pe provizoră. Când în legea aia, pe 7-7... Se vedea că ar fi posibilități, deci facem hotărâri de construcții, da? Fiindcă oricum, atunci mi-a venit control de la Bacău, că am avut cu animalele. Au zis, măi, dar cum, ce fel de Consiliu Popular aveți voi de nu... Și că am făcut cerere și uite așa, mă chinui. Dar du-te mai departe, păi eu n-am dus în cald. Sunt până la urmă tot, dar nu e așa, da? Am venit la dumneavoastră. Poți să rezolvi, da? Vă rog. Bine, mulțumim. Mulțumesc și eu. Așa, ia să vedem că mă auziți. Doamna Sabău, dacă vrea să plece, poate să plece, da? Da, și cererea o fac de asuma... O să vedeți la primărie în marți. Marți, da. Marți la ora 8. Bine, mulțumesc. Păi absolut cu APA, sunt programată pe... Veniți marți, da? Da. Bine. Sănătate și vedem. Mulțumim frumos. În ce parte sunteți asta? De acum să mă scriu. De ce parte de nu fac parte? Ce parte? Ce parte? Ce parte? Ce parte? Ce parte? Ce parte? Da. Hai să rezolvăm problema cu domnul Ozit.
către Primăria Târgu Trotuș. Ca urmare a numeroaselor cereri depuse în ultimii 5 ani, în care de asemenea am făcut și unele oferte, cererea mea numărul 1624 din 28.05.2015 și pentru concesionare sau arendare a unei suprafețe de pășune pentru animalele din fermă pe care o dețin cu fonduri europene. De asemenea, ca și contribuabil v-a rugat să-mi arendați sau să-mi concesionați terenul de pe coasta care aparține Primăriei Târgu Trotuș, cu care ferma se învecinează. Întrucât am discutat cu diferite persoane cu ani în urmă, care mi-au închiriat terenul cu foarte mulți bani, iar în momentul în care am cerut un act pentru terenul respectiv, să pot face un contract de arendă pentru a ști suprafața de teren și a putea negocia, mi s-a adus la cunoștință că nu au acte. Mai exact, proprietatea lui Pelin Voicu, iar măcarul Cristian este împuternicit de Pelin Voicu să-i administreze proprietatea, Comisia Locală l-a pus în posesie pe administratul Voicu Cristian cu o suprafață de 3200 de metri pătrați în continuitatea proprietății mele, neținând cont de titlul de proprietate cu numărul 2.835, în care se specifică clar că se învecinează cu Botar, comuna Bogdănești. De asemenea, dacă s-ar fi respectat titlul de proprietate între proprietatea mea și cea a lui Pelin Voicu, rămânea aproximativ 5.000 de metri pătrați de teren al Consiliului Local Târgu Trotuș. Nu a fost luată în considerație nici ca pe rolul instanței de fond de la judecătoria Onești se afla în curs de soluționare cauza civilă numărul 140 din, pe 270 din 2015, obiectul cererii vizionând amplasarea suprafeței de 4200 de metri pătrați arătați în acest titlu. Terenul cu tupărești de pe coasta Rus, neavând proprietar până la revendicarea unor eventual proprietari, rămâne în administrarea Consiliului Local. Dacă mi-ar fi fost închiriat la bugetul local, ar fi fost un surplus de bani și s-ar fi putut lua și subvenție de la UE. Acest teren este pășunat de un număr foarte mare de animale ale unor proprietari din Onești. Din tot ce se întâmplă cu proprietatea și cu ferma mea, mă duce cu gândul că Vătarul Cristian, care nu are niciun act de proprietate în zonă și nici în comuna Târgu Trotuș, este susținut de domnul viceprimar Vădănea Aurel pentru a-mi distruge ferma, datorită faptului că a fost pus în posesie ilegal. Din acest motiv, Vătarul Cristian a fost nenumărate reclamații mincinoase la poliție, primărie și alte instituții ale statului cu sprijinul unor persoane din primărie. De asemenea, mă hărțuie zilnic filmându-mi proprietatea și amenințându-mi angajatul, tot datorită faptului că este sprijinit, a avut curajul să facă un gard ilegal pe proprietatea mea. În cap contribuabil al Comunei Târgu Trotuș, vă aduc la cunoștință că cei ce execută lucrarea cu conducta de sărămură au adus foarte mult material nisip, iar șanțul a fost ridicat deasupra asfaltului, sunt făcute de mine în urmă cu 8 ani cu bani personal de la Tuta la Onești. Iar atunci când plouă, apa se adună toată pe asfalt. Iar multul excavatorul fiind calat pe beton cu tonajul foarte mare, crapă asfaltul. Apa se infiltrează pe crăpături, iar iarna îngheață și îl scadă. Vrem să luați în cunoștință și să vă mulțumesc. Da, dacă vreți să întăriți cele ce a scris aici și să... Ce pot să mă interes? Atâta timp de o persoană care nu este contribuabil la Consiliul Local, care nu are nicio proprietate și vine și mă hărțuiește și vine și nu mă lasă să-mi pot să-mi duc activitatea la bursă și atâta timp cât terenul ăla care este Coasta Ruș, nu au proprietate, ar fi să rămână în proprietatea primăriei, mi-l concesiona pe un an, pe jumătate de an, eu plăteam, aduceam bani la bugetul local și poate făceam și de adăugat, atrăgeam și abia bani de la Uniunea Europeană, în fonduri și așa mai departe, mă dezvoltam și eu ca societate, plus de asta, să știi destul de clar, eu am participat când s-a făcut drumul, unii oameni știe că am adus
zeci de mașini de balastre, le-am pus acolo cu banii mei, am făcut șanță, acum drumul se strică așa cum se strică, cum se lucrează băieții ăștia de la conducte, care văd că n-a luat nimeni nicio măsură asupra lor. Cam asta este lucrul care îl spun. Da. Plus de asta, eu am închiriat de la un obilioc, a venit, domnule, am 2 hectare de teren undeva. Domnule, am avut discuții mult, cât vrei, 10 milioane pe el. Dăm banii că am treabă la biserică. Îi dau 10 milioane. Când vin la primărie să fac contract de arendă, când am de zile că este contract de arendă, nu avea decât o jumătate de hectar. Și am dat 10 milioane pe jumătate de hectar. Am teren acum care este închiriat de la oameni, cu 10, 12, 15 milioane hectarul, cu oameni spune că au jumătate de hectar, un hectar acolo, dar n-are niciun arc. Și vine și înțele bani continuu. Ba, am avut alți oameni care am spus, domnule, aici am eu 2 hectare de teren. Uite și pași de animale. Bine, ai 2 hectare, îți dau 7 lei. A venit, te-am dat 7 lei, cât ne-am înțeles. Peste o săptămână, o lună, vine că și eu, fratele lui, dăm și mie. E, bă, fraților, nu-i dați-mă acte să știm, hai, facem o hârtie la primărie. N-ai acte de proprietate, facem o hârtie la primărie. Că, într-adevăr, moștenește 100 de ani terenul ăsta, am 2 hectare sau 100 de metri pătrați, îți dau 5 lei pe el, negociem cât este prețul și putem să-mi pași eu animale. Văcarul Trist a băgat intrigă în vocăț la 3, 4, 5 oameni acolo ca să poată să mă scoată afară că faptul că asta e. Și domnul Vici caută să-l ajute. A spus că-l sprijin, că e un tânăr care l-a... Domnul Vici, fii cine? Spuneți cu subiect și predicat. Domnul scrie în declarație. Vici primar, scrie în... Deci domnul Avădăni Aurel? Exact. Da, spune-ți. Dumneavoastră, nu vă supărați, eu vă întreb. Dumneavoastră l-a acuzat pe domnul viceprimar. Aveți dovezi când dumneavoastră acuzați și incriminați pe cineva? Da. Păi cum? Și... cum probați dumneavoastră? Păi și alaltă ieri când a venit de la mediu, i-am spus, domnule, ajutați-l și pe domnul de la mediu, că nu-i din primărie, nu-i nimic. Ajutați-l și pe el ca să dezvolte aici în comună. Păi cum, cine să-l ajute? Domnul viceprimar? Domnul, da, că el, el mi-a spus în numărate rânduri că trebuie să ajutăm și tinerii. Domnul Bozi, dacă îmi dați voi să vă răspund, da. Eu am văzut, eu mi-am punctat aici câteva puncte. Da. Câteva fraze ce a spus dumneavoastră. Da. Însă eu vă reamintesc că domnul Vici nu are puterea. Deci domnul Vici nu este capul, nici nu este președintele Consiliului Județean, nici primarul acestei comune ca să ia hotărâri în nume propriu. Tot, dați-mi voi, domnul Pozit, eu v-am ascultat, da? Deci tot ce se ia aici, în această comună, numai consilierii locali decid. Deci Consiliul Local este for deliberator. Așa? Numai el poate decide cu SD-a. Dar dumneavoastră, eu acum vă spun sincer, dumneavoastră ați venit incriminați, eu nu am nimic, nu sunt părtinitor, nu țin cu nimeni. Bun, dumneavoastră spuneți așa, că se aducea un surplus de bani și s-ar fi putut lua subvenții de la UE. Deci de la UE trebuia să aveți o suprafață mare. Bun, spuneți aici, acest teren este pășunat de un număr foarte mare de animale ale unor proprietari din onești. Da. Cum dovediți dumneavoastră că proprietatea dumneavoastră este pășunată și acele animale sunt ale unor proprietari din Onești. Nu proprietatea mea. Da, cu e, domnul? Terenul care există pe Coasta Roșie. Păi, dumneavoastră veniți și a scris aici, domnul. Dar nu înțelegeți limba română, eu vă mai repet o dată. Da. Deci acest teren este pășunat de un număr foarte mare de animale da. Ale unor proprietari din Onești. Dar dumneavoastră, în momentul în care faceți o acuzație, sau eu în speță, dacă fac o acuzație, l-acuz pe un coleg de-al meu, trebuie să am dovezi solide în spate. Cu hârtii, cu probe. Deci dumneavoastră credeți că sigur, mă rog, sigur acele animale sunt ale unor proprietari din Onești? Da. Pentru că nu crede, adică eu cel puțin da. Înclin să cred că nu au ce căuta pe raza comunei Târgu Trotuș. Deci domnul Vosit, atâta timp cât noi, ca și comună, în speță, oate Târgu Trotuș, noi suntem suverani. Da. Pe teritoriul nostru, da? Eu nu cred că ar accepta cineva să vină cu, în speță, domnul Bititelu, să vină de la Onești, să vină pe teritoriul meu. Pe pășunea mea. Eu nu cred, mă rog. Domnule, pentru că sunt încredinat. Lăsați la urmă răspundul. Domnul președinte. Nu, puteți vorbi și după aia. Dar vreau să spun despre ce-i vorba, ca să știți ce ne-a lucrat. Deci, suprafața de teren care se hotărăște cu domnul Ozit este proprietatea unui veteran de război, domnul Boicu, Pelin, da, care a fost împroprietărit în legea care așa împroprietărea pe veteran de război cu 5 hectare de pământ. Pentru că totul era colorea. Așa.
Trebuie că această suprafață de pământ era în, în patrimoniul primării Târgu Trotuș. Da? Nu a fost, când au făcut cererea de proprietărire, dumnealui, știți că la început s-a dat, nu s-a dat exact, s-a dat mai puțin cu 5% pentru că rămânea în fondul de rezervă, nu știu cum. Dar, până la urmă, i s-a dat titlul de proprietate domnului Voicu și nu are nicio treabă să pună dânsul, eu știu, să nu zic o vorbă urâtă, așa condiții, să-i dea, să-i dea dumneavoastră. Nu a... Nu, lasă, lasă, termin de vorbă. Deci, primăria și-a făcut datoria. A dat cui era, cui a trebuit dat, iar Cristian ăsta, cum spune dumneavoastră Bacaro, este împuternicit de pe Lin Voicu. Este un om în vârstă, vede înseamnă că dacă e veteran de război, nu mai poate umpla pe contul. Și l-a împuternicit cu act în regulă la, la notar să-i rezolve problema sau să lucreze pământul, treaba lui ce face. E proprietatea lor și proprietatea nici de cum e a dumneavoastră. Și ca să veniți așa să spuneți că nu am vrut să vă dăm și nu știu ce. Și că aveți fonduri, nu aveți niciun fonduri europene, nu aveți nici pe nimic. Ca să aveți fonduri europene, trebuie să fiți monitorizat de Europa, trebuie să aveți suprafață nu știu cât, așa. Sunt niște condiții care să se îndeplinească. Deci, domnul... Am spus asta ca să se știe, dacă mai luați momentul de asta, să știți și vorba, că nu are nicio legătură, nici primarea, nici pe lângă voi cu dumneavoastră. De asta e vreo, domnul Bogdan. Deci mai este, și cu asta închei, nu vreau să vă rețin prea mult, domnul Gozit, v-am spus, nu am nimic. Dumneavoastră mai spuneți aici. De asemenea, mă hărțuie zilnic, filmându-mi proprietatea și amenințându-mi angajatul, spuneți dumneavoastră. Tot datorită faptului că este sprijinit, a avut curajul să facă un gard ilegal pe proprietatea mea. Bun, eu vin acum și vă întreb pe dumneavoastră. Deci nu v-ați dus, domnul Gozit, în instanță? Suntem în instanță. Deci dumneavoastră sunteți într-un proces. Păi dacă nu e definitivat procesul, acum dumneavoastră veniți și ne puniți într-o impostură, într-o ipostază proastă pe noi, nu, ca și consilieri. Nu dați-mi voie să temem. Deci dumneavoastră ne puniți într-o ipostază proastă ca noi consilieri să decidim ceea ce să, să fim autoritari și deasupra legii. Nu putem să facem așa ceva. Nu am cerut lucrul ăsta. Păi dar cum n-ați cerut dumneavoastră dacă veniți să ne, să ne cereți niște chestii care nu, dacă dumneavoastră sunteți într-un proces, eu zic să definitivați, să terminați procesul și abia după aia poate putem discuta. Eu nu vă zic cu nicio răutate, nu vă supărați pe mine. Nu, nu. Sincer vă spun. A fost pus în posesie. Deci a fost pus în posesie, n-am actul la mine, da? Bacaru Cristian, a fost pe Lin Voicu, prin internistul Bacaru Cristian, a fost pus în posesie în, pe teren, din terenul meu, pe terenul meu, în continuare. Nu l-am pus de unde scrie în titlul de proprietate. Eu n-am, eu n-am nimic împotrivă să mă pun în posesie, să nu-i dea terenul lui pe Lin Voicu. Auziți, domnul, domnul vice spune că nu pe terenul dumneavoastră, pe terenul meu. De pe terenul meu, mi-a luat și din terenul meu unde este gardul, acum este terenul meu proprietate, l-a pus de pe terenul meu pe proprietatea mea, în continuare. În loc să-l pună din votar, din votar de unde spune în titlul de proprietate, în continuare în jos și rămânea între mine. Și el rămânea o jumătate hectare disponibil. E clar. Exact ce a spus. Deci eu completez pe, pe colegul meu. Deci eu vă spun, de nu cred că suntem autoritate, fort deliberator, nici justiție. Eu vă spun că trebuie dumneavoastră să lămuriți pe justiție. Și dacă nu va mai avea, nu va mai fi componența asta a Consiliului, o să trebuiască probabil că se va lungi chestia asta. Dar eu vă spun sincer. Eu dacă ar fi acum ca să vă spun, sincer vă spun, cu mâna pe inimă vă spun. Deci dacă ar fi ca să, să ne pună cineva sau domnul vice în speță, domnul celălalt vice care îndeplinește funcția de primar, să mă pune să votez, eu nu, nu aș vota pentru că nu sunt îndrituit să fac așa ceva. Nu, dar eu am cerut, acum dacă s-ar putea să-mi concesioneze terenul care este a Consiliului Popular acum, care nu este revendicat de nimeni cu asta aia. Dar este oamenilor, domnul Vosic. Da. Domnul... Care nu este de proprietate, nu este nimic. Înainte de a intra două, trei cuvinte legate de această cerere, vreau să vă aduc aminte, domnilor consilieri, pentru că am avut 3, 4, 5 runde de discuții cu domnul Codit legat de traseu de microbuze care face dumneavoastră între Suca și Unea și invers. Și vă aduc să aminte, vreau să vă aduc aminte, pentru că dumneavoastră atât de înverșunat a fost, n-a cedat niciun cent. Că din 3 lei a rămas cu 3 lei. N-a cedat niciun cent. Din contră, au venit oameni, au venit copii care în loc să facă naveta prin vinda tuta la UNEF cu microbuzul, face cu autostop. Asta ca în paranteză.
2. Această cerere adresată primăriei Târgu Totuș, domnul Ovăr, adresată primăriei Târgu Totuș, este făcută de către... Domnilor, vă rog, dacă vreți să aveți licență să mă ascultați, două, trei cuvinte. Este adresată către Ozit de Elena. Cine este Ozit de Elena? Întreprindere individuală, eu și soția. Păi este adresat de, aveți dumneavoastră împuternicire din partea da, ei ca să reprezentați aici în primărie, să discutați? Suntem întreprinderi familiare. Păi nu scrie întreprinderi familiare, de ce mă întreprinderi familiare? Ozit Elena I, scrie, domnule. Scrie, Ozit Elena I, întreprinderi individuală, scrie. Eu atâta vreau să vă spun, sunt de acord cu cele propuse de către domnul consilier Liviu, în sensul că problema nu mai este de competența noastră, este de a justiției și până când nu vom avea hotărâri judecătorească, noi nu putem aprecia. Că aveți sau nu aveți dreptate. Am fost invitat și din cauza asta. Ceea ce vreau să vă spun dumneavoastră este un următor lucru. Cunoașteți și am avut foarte, foarte mult discuții și cu proprietarii de animale din satul Tuta. Dumneavoastră în continuare, cel puțin până în momentul de față, în mod abuziv, exploatați cu animalele dumneavoastră pădurea Tutei. Vă rog să luați act de un singur lucru, de propunerea mea. Nu mai aveți ce căuta pe această pădure. O să venim cu hotărâre de Consiliu. În pădurea Tutei nu are ce căuta nimeni. Este o pădure care trebuie să se refacă, iar cu animalele ce aveți dumneavoastră, capre, ce aveți, totul este distrus. Deci în pădurea Tutei nu mai aveți ce căuta, domnule. Vă rog să rețineți treaba asta. O să fie o hotărâre de Consiliu, nu mai aveți ce căuta, că o secundă. Dumneavoastră, într-adevăr, aveți un număr de animale înregistrate la primăria Târgu Totuș. Noi vom stabili exact unde puteți să împășunați aceste animale. Dar nu în mod abuziv să treceți prin toată pădurea și mai ales dumneavoastră, nu treceți ziua, treceți noaptea. Treceți noaptea și pădurea este pur și simplu devastată de aceste animale. Zice dumneavoastră că vin și cei de la Onești. Da, vin și cei de la Onești. Pentru că dacă dumneavoastră în mod abuziv intră și alții. Este pădurea nimănui. Ca să nu fie a nimănui, noi vom pune punct acestei probleme și dumneavoastră nu mai aveți ce căuta cu animalele în această pădure. Sunt de acord cu așa ceva, n-am nimic împotrivă. Dacă consiliul așa de hotărăște, așa o să fac. Numai că să țineți cont că sunt cel puțin 3-4 mii de animale care tot timpul, toată iarna, stau pe terenul ăla. Măcar nu știi foarte bine că stă acolo și toată ziua și face naveta și nu... Iarna poate să stea, domnul. Iarna poate, dar nu vara. Deci, vara când e bucură. 6 luni pe an, ale animale stau acolo. Sunt peste 2000 de animale, peste 500 de capre, care sunt înregistrate la fermieri, la oameni care sunt vecinitate cu noi. Deci peste 2000 de animale stau pe terenul ăla. Peste 6 luni. Da, dar dumneavoastră acum sunteți conștienți cu noi. Noi ca și Consiliul nu putem să facem. Deci noi suntem foarte liberatori. Trecem mai departe. Trecem mai departe. Eu vă mulțumesc. Aștept hotărârea dumneavoastră. Să fie bună, sănătate. Hai să intrăm la... Deci am ajuns la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare pentru trimestrul 1-2016. Consiliul local Târgu Totuș, într-un ședință ordinară de 28.04.2016, având în vedere expunerea de motive a viceprimarului Comunului Totuș, raportul Biroului Contabilitate în cadrul aparatului de specialitate, rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Târgu Totuș, prevederea articolului 19 aliatul 1 litera A, articolul 49, 12 și 13, legea numărul 273 privind fondurile publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederea articolului 63 aliatul 1, respectiv aliatul 4 din legea 215-2001 privind administrarea publică locală republicată și cu modificările ulterioare, în temeiul articolul 36 aliatul 4 așa din legea 215-2001 privind administrația publică locală republicată și cu modificările ulterioare, hotărăște
1. Se aprobă execuția bugetelor întocmite pe secțiunile de funcționare și dezvoltare pe trimestrul 1-2016, conform anexii 1 și 2, care fac parte integrată din prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre se va comunica prefectul județul Bacău, viceprimarul comunitului totuși și biroului contabilitate funcționare, taxe și impozite, resurse umane, achiziții publice. Dacă referitor, aveți și dumneavoastră în față, ați avut toate astea, anexa 1 și 2. Dacă vă... Mă rog. Da, cine se înscrie la cuvânt? Domnul Mititelu? Poftiți, lasă. Dacă mai e cineva. Domnul viceprimar, cred că la acest proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local, tot am tras, nu știu, de fiecare dată am spus, nu numai eu, și colegii mei, să fie de față doamna contabilă. Să fie de față doamna contabilă. Eu m-am uitat puțin. E cineva, un coleg de-al meu, în speță, domnul Goagă, îl interesează învățământ. Pe mine mă interesează ce mă doare cel mai tare la capitolul transportul. Spune așa, din care prevederi trimestrul 1, 71, încasări trimestrul 1, 2000. Deci 71.000, 2000. După care vine la execuție, așa, la secțiunea de funcționare. La cea de dezvoltare avem prevedere 150, din care trimestrul 1, 0. Buget actualizat pe 2016, 150. Eu cred că doamna Șerban a făcut avizul de legalitate, dar nu cred că știi și nu cred că e măsură. Eu cred că cea mai măsură era doamna să ne spună cu subiect și predicat. Unde se duc banii ăștia? Pe mine mi-a interesat la transportul. Să spun așa, la drumuri, la curățat, nu știu ce, decolmatat șanțurile după zona... Poți vă da un răspuns? Dați-mi voi să-mi duc fraza până la capăt, da? Decolmatat șanțurile. Bun, la curățat în partea de sus sau partea de jos, nu știu. Eu cred că... Deci, da, dacă dumneavoastră ne dați un răspuns pertinent, poate mă lămuriți. Deocamdată nu să lămuriți. Vreau să mă lămuriți. Deci, v-am documentat așa și vreau să mă refer numai la cheltuieli. Da, de aici e durerea până la urmă, că am aprobat noi mai înalte impostații. Și a zice așa, autorități publice s-au cheltuit 279, asta înseamnă mii. De ce? Eu am extras că știam cum să răspundeți și așa. O dată pe personal, salarii și consilieri, asta e așa, și pe materiale. Materiale, vă dați seama că sunt hârtii de alea, de alea, de alea, de alea case, de pe aici. La așa, alte servicii publice generale, 0, avem aici transferul cu caracter general, 8, asta înseamnă protecția copilului și centru de plasament. Deci cu 8.000 lei. Da, 8.000 lei. Deci pe trimestrul 1 vorbesc, nu pe așa. Înțeles. Ordine publică, siguranță națională, 7, aici, astea 7.000 de lei materiale și ISU, deci s-au mai cumpărat pe la pompieri pe acolo, nu știu, deci cu acte, regulă, nu știu, așa, mai vreau. Așa. Învățământ. La învățământ avem 515.000 lei, e cheltuielul personal și material auxiliar, ce au la învățământ. La cultură. La cultură e vorba de 33.000 de lei, personal și materiale. Păi 33, deci domnul, 33.000 de lei avem, văd că încasări pe trimestrul 1. Dumneavoastră ce citiți? Eu citesc ce s-a cheltuit în trimestrul 1. Păi nu, aici am spune, deci 9, deci în fișa care ne-a parvenit, ne spune la încasări trimestrul 1, 33.000 de lei, la cultură. Deci nu cheltuieli, deci încasări. Încasări. La cheltuieli, la cultură... Aici, păi, scrie încasă trimestrul 1. Deci nu s-a încasat, s-au cheltuit. E da, dar uite pe alea așa scrie, dus, cheltuieli, nu? Deci așa, și s-au încasat, mai avem mai mult, că n-aveți încasat noi de acolo. Păi da, dar nu spune venitul bugetul de venituri și cheltuieli. Spune, întocmit din secțiunea de funcționare, spune la încasări. Așa, deci merge mai departe. Aici s-a cheltuit așa. Mă rog. Deci, se pot spune 33.000 de lei, asta înseamnă în banii vechi, 330 de milioane, unde s-au alocat, suma s-au alocat numai la toate, s-a distribuit la toate bisericile sau numai cu dedicații pentru o anumită biserică? Asta nu s-a dat la toate bisericile, deocamdată asta s-au dat la biserica tuta, dar nu mai primește mai mult, ca să știi. Cât s-a dat la biserică?
33 de milioane. Deci 33 de milioane s-au alocat, iar le trebuie da, să... Da, da, da. Da. Am înțeles că deja au început lucrările. Da, bun, vin și vă întreb. Biserica din Târgu Trotuș, Biserica de la Vișoara, Biserica Ortodoxă de la Târgu Trotuș, au primit ceva? N-au primit încă, pentru că nu au, ei sunt derulare, lucrează acolo, el trebuie să vină cu o factură, că nu poți să-i dai banii, așa, pe, înainte, să zic așa. El trebuie să vină cu o factură și primul noi te contăm. Dar deocamdată, la atâta, au venit cu factură. Înțeles. Așa. La siguranță și asistență socială avem aici 171 de mii de lei. Indemnizație și salarii la personal cu handicap. Asta e știți să vin din așa. Urmă, locuințe și servicii de dezvoltare publică, iluminatul public. Aici consumă bani, n-ați văzut, lasă la greu. Protecția mediului, 9.000 de lei, din cu gunoiul. Și cheltuiele m-am făcut cu salubritatea asta, ce am urmărit. Deci de curățat, de făcut drumuri ca să aibă acces, despre asta. Dar unde s-au făcut astea? Păi pe toate străzile, nu aveau unii, nu putea să intre ăștia. Nu aveau acces. În toate urițele, pe toate alea. Bun, agricultură, silvicultură, spune 4.000 lei. 4.000 de lei. Și ultimul? Consulator Topo, aici, dacă... Așa am găsit eu acolo. Și la transporturi, 2.000 de lei, motorina de la Moldova Estamator. Am înțeles. Dar în rest, deci motorina, bun. Așa. Și dacă vreți să trecem și la cealaltă secție. Mi-am dat așa acolo ceva. De asemenea, la învățământ, avem proiectul plus avizele la extinderea școlară care se face la grupul sanitar și încălzirea. Acolo s-au cheltuit 28.000 de lei. Unde asta? La școlară. Învățământ. Da, 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 la schimb. Așa. Iar la locuințe servicii dezvoltare publică, 141.000 de lei, proiectul de execuție cu EOL-ul. Cele două extinderi de la Trotuș, una e lucru, cealaltă nu e, nu să... Păi care sunt alea de la Trotuș? Vreau să știu cu... să știm exact. Alea de la Trotuș, care sunt extinderi? De la Stoica, acolo. Bun, de la Stoica, bun. Și cealaltă la cimitirul evreiesc. Și cealaltă e de la... Bun, în ultima ședință am zis așa că, să nu mai băgăm, ați luat în calcul și partea cealaltă de la spate spre cimitirul ortodox, că și acolo sunt case. Să facem extindere rețea electrică? Poate face un proiect, să spunem. Deci, suntem la stadiu de discuție. Bun, să admite că suntem la stadiu de discuție. Dar la locuințe, servicii de dezvoltare publică, 141.000 de lei, înseamnă 1.410 milioane. Bun, deci, ce s-a făcut mai concret cu banii ăștia? E mai concret, ca am spus, primul proiect ăsta mai scurt, de aici, de la Trotuș, da? Și cu ăla de la Tutan. Și mai este ăla de la Izvoare, care de acum... Nu, stați puțin, domnul Măvădărin. Deci 1.410 milioane. Deci vreți să-mi spuneți mie că banii ăștia s-au dus pe proiecte? Nu numai, deci și pe execuția lui, propriu zisă. Nu numai proiectul în schiță aia, ei s-au apucat de treabă deja, oameni așa. Deci au venit o firmă care e abilitată și au început să... Bine, da, e abilitate de IRE, da. Da, corect, abilitate de IRE. Să vină să... Deci au început să facă, să sapi gropile, să monteze stâlpii ca să beneficie. Fac măsurători, chiar toate gropile trebuie să... Bun, da, un calendar mai precis, un calendar precis. Anul ăsta, respectivi oameni, vor avea curent? Da, discuție. Bun, eu asta mă interesează, asta îmi pun întrebarea cetățenii. Eu dacă sunt aici în zonă, trebuie să întreb ca să știu ce răspunsuri să le dau. Să încerci odată lucrarea, că până acolo e foarte mult spațiu. Am înțeles, asta este. Dacă altcineva mai are ceva de... Până acum era domnul Martin întrebat de cetățenii. Dacă nu mai are nimic de întrebat, să spun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Nu sunteți de acord? Împotrivă, mulțumesc, unanimitate. Așa. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Târgu Trotuș. Asta e un proiect cam vast, așa, dacă v-ați dat asta seama. Mai stufos, la așa, și ca să nu mai citesc legile, zice așa, hotărăște, se aprobă planul de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Târgu Trotuș, conform anexei, care face parte integrată din proiectul hotărârii. E aproape o monografie a comunei, dacă ați observat cât de cine de acolo și date cu noi. Dacă ați studiat asta pe ședințele de comisie, vă rog să, dacă aveți, să vă scrieți la cuvânt, dacă aveți ceva de comentat pe mine în acest punct. Nu este nimeni. Dacă nu dorește nimeni să ia cuvântul, să pun la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Așa. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și statutului de funcții ale aparatului și de specialitatea primarului Comunității Lutotul de Țovacu. Iarăși, v-aș cere permisiunea să nu mai știu toate legile care condiționează această hotărâre. Zic, hotărăște. Articolul numărul 1, anexa 1 și 2, hotărârea Consiliului Local numărul 84 din 19.11.2015 privind modificarea și completarea organigramei și statutul de funcție a aparatului de specialitatea primară Comunității Lutotul de Țovacău se modifică, se completează și se înlocuiește cu anexa numărul 1 și 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2, prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Bacău, secția 2 civilă și de contencios administrativ și fiscal potrivit prevederilor legii numărul 544 din 2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Articolul 3. Prezenta hotărâre se va comunica prefectului de Cepacu, viceprimarului, Comunitului Lutotul și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Biroul Contabilitate Financiară, Taxe și Impozite, Resurse Umane și Achiziții Publice. Dacă primarul acestui proiect are cineva de domnul Mititelu, pot lua cuvântul? Da, vă rog. Deci la Comisia de Specialitate pentru Mordorii, care și eu fac parte, am scris aici. Am avut ceva de comentat. Bun, eu am scris acolo, deci la birou Contabilitate Financiară, Impozite și Taxe, sau mai bine zis, ca să încep cu prima, ca să nu sar peste asta, la anexele 1 și 2, hotărârea Consiliului Local numărul 84 din 19.11.2015. Eu cred că trebuia să ni se prezinte vechea hotărârii ca să putem vedea ce s-a modificat. Pentru că eu nu știu ce s-a modificat în această primărie. Deci nu știu ce s-a modificat, nu știu cine e vine, nu știu dacă cineva astăzi este competent să fie pe un post, mâine să vină cineva cu dedicații. Păi așa, eu cred că asta. Deci e o părere pe care, e părere personală pe care mi-o asum. Așa? Și cred că bănuiesc că vine cineva cu dedicații. Încălin să cred eu. Bun. Acum spune așa, da? Eu am făcut o referire aici la... domnișoara, se referă aici pe postul, așa, domnișoara Antonioana. Am scris noi. Domnișoara scrie Antonioana, spune clar că cu subiect și predicat spune că are studii superioare. Vreau să știu de ce a fost angajată pe post de referent și nu pe post de consilier. Deci, da. Pentru că dacă ai studii superioare, că în momentul în care ai venit într-o primărie, nu cred că vii necalificat. Probabil că asta este, remunerată cu salariul. Nu răspuns scurt. Spuneți. Este trecut de pe referent debutant, fără vechime. Deci, în funcție de vechime? Da, referent debutant. Corect, referent debutant. La postul de referent debutant nu se, nu se cere studii superioare. Da, aici scrie imediat. Păi nu, doamna are studii superioare, domnișoara are studii superioare. Dar eu dacă mă angajez paznic la Biserica Catolică, am studii superioare, dar mă plătește, mă angajați cu studii medii sau... E problema noastră dacă vă angajați ca paznic, dacă înseamnă că sunteți competent, nu goagă. Eu nu mă angajez ca paznic, mă angajez ca altceva, de la ce țin. Doamne, dar tot vorbește acolo nefondat și nedocumentat. Mă vorbesc foarte documentat. În moment, postul care l-a ocupat Anton... Doamne, eu am pus o întrebare, da? Cu studii medii. Poți să ai șapte facultăți. Mă rog, nu știu, eu am întrebat de ce este. Treci doamne. Cu filiera asta. Bun, nu contează. Referent 3, 2, 1. Domne, gata, nu contează, nu mai contează. Deci vreau să intrăm la poliție. Gata, domne, am înțeles, mi-am explicat. Mi-ați explicat, am înțeles care-i treaba. Ne lungim prea mult. Bun, mai sunt, păi nu ne lungim, e un minut. Și la poliția locală. Un minut la fiecare punct. La poliția locală. Păi, dar asta e ședință. Dacă ați venit la ședință, atunci stați. Dacă nu mai veniți la ședință. Am avut ședința pe comisie, mă rog. Păi, am avut pe comisie, deci fiecare ședință și expune. Domnul Bureanu, fiecare ședință, fiecare și expune motivele și punctul lui de vedere. Asta nu înseamnă că nu sunteți să nu de acord. Ești așa de deștept, nu trebuie să te arăt între fiecare. Dar nu trebuie fiecare, trebuie să întrebi, nu se deștept. Dacă voi nu întrebați, asta e problema voastră. La și la poliția locală, domnule, dai voie să continui sau nu? Continui, dar continui mai scurt, nu. Păi, continui, deci nu mă obligă cineva ca să lungesc sau să continui mai scurt. Eu am avut ședința pe comisie, trebuie să... E problema ta dacă ai avut ședința pe comisie. Nu ești cu mine în comisie. Și la poliția locală, văd că sunt scoase, deci sunt 3 posturi, 6 posturi vacante. Eu vreau să
vreau să vin cu o propunere. De ce nu înființăm 3 posturi de polițiști local, din fiecare comună câte un polițist local? De ce nu putem face treaba asta? Interesant. Domnul Ababe, poate vă răspund. Deci sunt 6 posturi vacante, fiecare comună, domnul Ababe, de la Ghimeș până la Ajut, fiecare comună are angajat angajați polițiști locali. Noi de ce nu avem chestia asta? Dacă tot avem și scoatem și facem și modificăm organigramul, de ce nu avem așa ceva? Deci, deocamdată, în bugetul local nu este prins un salariu de poliție locală sau știu ce. Ca să angajezi un polițai, așa, îi trebuie școală făcută, îi trebuie echipament, îi trebuie diurnă și nu știu mai ce. Deci, deocamdată, nu sunt prevăzuți bani într-o așa ceva. Sunt 6 posturi, într-adevăr. Trebuie să fie fără discuție, trebuie să fie, dar trebuie și bani. Doamna contabilă ne-a zis că toate posturile sunt blocate de la, Bacov, de la finanță, așa da, da, bine că nu sunt blocate pentru altcineva cu dedicație. Ați terminat, domnul? Am terminat. Vă mulțumesc. Mai dorești cineva să... Eu, ca să rămâi la muriți pentru domnul Teu, să rămâi la muriți. Exact, dar puteți ne spuneți în ce constă modificarea anexei 1 și 2 de la vechea hotărâre. Da, locul vacant al doamnei secretare. Dăzânța a plecat și a trebuit să-ți vadă să fie vacant, ca să putem da la concurs postul. Și promovarea doamnelor ce birou, doamna Gabor și doamna... Da, au avut un concurs? Da, au avut un concurs, da. Dar prin ianuarie, una dintre ele nu avea studiile necesare, ei s-a respins dosarul, iar cealaltă... Dar concursul până s-a luat, dacă puteți să ne răspundeți, după ce a plecat doamna secretar? Nu, nu era doamna secretar aici. Dar de ce? Erau condiții sau? Nu, dar trebuie bănuiesc să faci parte din comisii. Da, era. Nu? Și-a făcut parte. Știi, nu? Chestia asta. Au venit din comisii și de la Dofteana, de la Dărmănești, de la Bacău, de la prefectură. Nu e problema comisiei. Chiar, problema comisiei asta este. Am întrebat dumneavoastră dacă răspundeți problema dumneavoastră, dacă da sau nu e problema. Exact așa este. S-a desfășurat cu comisii. Da, domnul Vangu mai avea. Deci îți lămurit. Bănuiesc în adia tot ce. Și se mai scoate alt post în afară de postul de secretar? Mai dorește cineva? Domnul Bacaru, vă rog. Ziceam că oricum mă durează pentru ocuparea postului de secretar al comunei. Probabil că durează o lună, două, trei, patru. Și eu consider că nu este bine să stăm. Și se poate angaja pe perioade determinate, de două, trei, patru luni de zile, ori pe vechiul secretar, ori pe cineva care a avut aceste condiții, ca primăria să aibă un secretar. Păi sunt tot felul de documente, acte care trebuie completate, trebuie mutate de colo colo. Și unul care, secretarul care este jurist, un fel de jurist al comunei, are o importanță mare într-o comună. Deci nu este bine să lăsăm primăria fără secretar. Deci eu aș zice să găsiți soluția, metoda, ca în perioada asta, până când se angajează cineva, eventual domnul Ungureanu Iosif, care a fost secretar, el este pensionar definitiv, el poate să fie angajat pe perioada de 2-3 luni de zi, să fie angajat pe perioada asta până când... Pe post de consilier. Pe post, dar cineva... Am făcut adresă către ANFP, da, în București, pentru înlocuirea secretarii temporar de către doamna Bodron. Nu se încadrează că nu are studii juridice, nu are studii administrative, are facultatea tehnică. Capul de... să propuneți așa ceva. Poftim? Nu înțeleg de ce ați făcut asemenea propuneri, din moment și nu are studii juridice. Da, era vorba de temporar. Păi n-are importanță, domnule, ca și cum ar fi preot aclacator. Dar cine a făcut numirea dumneavoastră? Nu, sau... nu, dar nu este făcută numirea. Propunerea. Deci pentru propunere a trebuit asta, avizul ANFP-ul. Și mi l-a trimis că nu este în regulă, da? Cine? Iosif? Ungureanu? Nu, deci e doamna Dorniță. Și temporar, până când o să fim în funcțiune, o lună, două, domnul secretar ar putea fi angajat ca consilier personal. Eu ce am zis? Adunat. Da. Angajat. Asta și-a făcut. Sigur. Asta și-a făcut, da. Da. Bine. Nu stă mai chiar așa. Na. Atât. Deci chiar avem nevoie de. Dacă mai dorești cineva să... Alte posturi au fost pentru buldur excavator, excavatorist, dacă arhivar nu... și ceea ce s-o oferit aici, de-am avut nevoie de ei. Dacă nu mai are nimic de adăugat, să pun la vot cine este pentru. Împotrivă, abține. Mulțumesc. Nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârii Consiliului Local numărul 17 din 24-3-2016 privind aprobarea taxei de închiriere a utilajului buldo-excavator aflat în
patrimoniul făcut pentru totul de ce fac eu. Așa. Deci, iarăși vă cer permisiunea să sar peste toate articolele astea și să zicem, hotărăște articolul 1, hotărârea Consiliului Local numărul 17/24/3/2016, privind abrogarea taxei de închiriere a hotărârii bunului scamător aflat în patrimoniul Comitetului Brodus, se abrogă. Prezenta hotărâre se va comunica prefectului de Bacău, viceprimarul comunei și biroul de contabilitate. Dacă la acest punct este ordinea de zi, are cineva de întrebat, de adăugat. Dacă nu este nimeni, o să spun eu ceva. Este a fost o eroare că am făcut acest proiect de hotărâre, să-l închiriem. Nu mai zic că am avut foarte multe cereri chiar și din rândul consilierilor să facem treaba asta. Bănuiesc că domnul își asumă răspunderea și domnul Petrică și domnul Macaru, dar am realizat până la urmă că nu se poate, dar pentru că el este și ca să nu ne prindă ei că nu știu ce, ca să dăm bani înapoi pe urmă, mai bine aprobăm acest punct. Așa și... Îi facem treaba comună, ce să mai... Și așa se fac, adică să mai ducă după aia să mai intrăm la ceva, să strici, să defectezi la cineva închiriat, mai degrabă... Păi atunci se întâmplă și mai degrabă... Este monitorizarea pe GPS. În orice moment știi și ce temperatură și cum, ce viteză merge și cât motorul a consumat și deci toate. Așa că nu putem face nimic să abatere de la așa. Bun, dacă nu mai are nimic și nimeni nimic de adăugat... Eu. Da, vă rog. Legat de acest utilaj. Avem siguranță că acolo unde este, îi se asigură de noapte, sunt activate condițiile ca nu cumva să întâmple ceva? Da. Bine, eu vă spun ca să nu ne trezim mâine până că e furată sau e distrusă sau așa mai departe. Avem patru camere și un supraveghetor în altă. Poate ce mai la treabă. Funcționabile camere. La sediu sus, da. Funcționabile. Care funcționează și sunt monitorizate pe telefon. Da. Cine este pentru aprobarea acestui? Deci, având în vedere cum se poate închiria, pentru a repara niște drumuri agricole, de exploatație, cum se spun, care sunt condițiile? Sunt drumurile comunității, drumurile noastre, cu care facem lucrări pentru comunitate. Deci intră în toate lucrările pentru comunitate. Se poate. Da, cum se poate. Deci nu atât, domnul. Nu chemă chiria la persoană fizică. Sau juridice. Mă refer... Trebuie plătit combustibil? Combustibilul cu... Sau la aplicanță. Îl cumpără primăria. Suportă primăria. Da. Da. Altceva? Dar dacă n-are fonduri? Încercăm să avem, pentru că nu se știe mâine dacă nu trebuie într-o situație... Păi de ce l-am văzut? Bun. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc frumos. Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului tehnic Capela Mortuară Târgu Trotuș. Se hotărăște. Articolul 1. Se aprobă instrumentarea proiectului tehnic în vederea construirii Capelei Mortuare Târgu Trotuș la solicitarea Consiliului Parohial al Bisericii Ortodoxe Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel Târgu Trotuș. După prezentarea documentelor prevăzute la articolul 14 din normele metodologice pentru aplicarea prevederilor ordonanței Guvernului numărul 82 din 2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult, se va supune spre aprobarea Consiliului Local alocarea acestor sume. 3. Consiliul Local se are obligația de a comunica anual Secretarului de Stat pentru culte, sumele alocate în conformitate cu prevederea articolului 4, alineatul 2 din normă. Articolul 2, 4, 13. Prezenta hotărâre se va comunica prefectul județului Bacău, viceprimarul comunului Târșul, biroul urbanist și amenajarea teritoriului, cadastru, agricultură, administrație financiară, taxe, impozite, resurse mari. Referitor la acest punct, aș vrea să pun eu mai întâi câteva cuvinte, după aia sunt în sensul că sunt de acord și aș susține acest demers, deoarece știm că și prin alte țări nu ai voie să ții mortul în casă mai mult de 3 ore sau poate nici atât,
Să știi de ce, pentru că are poate, nu știu care, că se mai întâmplă unele în altele pe urmă. Și este ar fi indicat să avem și noi, să intrăm așa în rândul oamenilor mai gospodari, să avem fiecare parohie câte un an, începem cu tărul trotuși, așa, probabil că proiectul care va fi implementat aici, o să-l folosim și la celelalte, vedem în tot ce formă. Și de-aia zic că aș fi de acord și ar fi bine dacă am putea suporta și o astfel de efort. Da, domnul... O singură întrebare scurtă. Banii vor proveni de la cultură, aia care avem alocat, sau vor fi de la alți? La cultură, bineînțeles, nu mai de acord, da? Și ăștia vor fi comunicați, am spus aici, de fiecare dată. Da, atât am. Domnul Mititel, hai să dăm și lucrurile. Din câte știu, discuția a mai fost cu referitoare la capelă. Și împreună cu doamna Bodon vreau să facem, împreună cu cei de la catolici, să facem în spatele dispensarului, dar nu s-a putut. Și acum locația unde să fie? Tot unde se făcuse măsurători când era și domnul inginer Șoș, deci în terenul bisericii, deci nu-i poate. Bisericii ortodoxe, da? Deci, și atunci de la cultură, când au venit cei de la cultură, în 2013, nu erau de acord că au zis că să fie tot cu tablă zincată și să respecte tot. Dar este greu pentru ce. Da. Mai nu erau de acord cu tablă de asta colorată, că chiar ziceau că și vecinii, ziceau pus pe acoperiș de lângă biserică tablă de asta colorată și că trebuia tot tablă zincată pe aia. Azi, că la un moment dat trebuia să vă obțin zilul de la Biserica Catolică, să o facem veri. Așa că... În legătură cu... Dar atunci au fost cam porniți ei. În legătură cu combinația aia între să facă la un loc, așa eu zic că nu ar fi bine și... Băi, nu se poate, din ce au zis și părintele. Așa, domnul Mititel Liviu. Deci, domnilor consilieri, domnule președinte, la acest proiect de hotărâre, era bine dacă era și doamna Dana, pentru că am să-i răspund colegului nostru de față, care însă nu știe despre ce e vorba, am să-i explic cu subiect și predicat. Și la legea serviciilor funerare spune așa, din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, municipiului București și ale județelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult destinate. În legătură cu capela, da? Deci, în legătură cu această capelă, ăsta era al doilea subpunct, dar în legătură cu această capelă, primul rând, ca să-i spun domnului consilier, cu ștate vechi de plată în primărie, că trebuie să înceapă prima dată ei, trebuie să-și înceapă în speț, Biserica Ortodoxă să-și înceapă, de la culte de aici, nu se poate da absolut toată suma, nimic. Se dă o parte. Se pot aloca o parte din bani. Dar, se ia bani de la Enoriaș și se începe o capelă. La noi n-a început. Asta era al doilea subpunct. Primul, deci trebuie să strângă bani de la Enoriaș, o sumă infimă, mă rog, un leu, doi lei, cât vor, și să înceapă ei. De la noi, de la primărie, din speță de la OAT, se pot aloca o parte din bani, nu toată suma. Pentru că dacă intri, da, ai alocat toată suma, intri sub incidența legii și penal, domnule. Să știți. 349 de milioane. Deci, ca să știți, domnilor, și primul... la o sumă, oricum, tot trebuie să treacă prin acordul. Așa? Așa că și primul subpunct acum vă dați seama că o să se afle că prima capelă construită la Târgu Trotuș și la Biserica Ortodoxă. Se vor revolta celelalte biserici. Când puteți să ne dați un răspuns? Că imediat vor avea fiecare biserică apela respectivă. Pentru că ce trebuie să fie dat și vor fi deocamdată începe cu asta. Deocamdată este un exemplu. Am înțeles. Cum s-a făcut la Brătești, am putea face și da, am înțeles. Nu trebuie făcut. Da. Eu v-am răspuns, doream răspuns colegului și am spus exact care treabă. Ei trebuie să înceapă și noi putem să completăm. Vine, dar nu mai vine. Nu mai vine, deci mie. După ce am înțeles, doamna Dorina Șor să o ocupă și ea... Completează și cu un bloc sponsorizează ceva. Și de la culte am înțeles că deja tuta a luat o parte din bani și am hotărât ca să împărțim la toate bisericile în mod egal anul ăsta. Și restul mai gândit de la primărie, dacă ajunge la capela noastră. Și după aceea completăm și la alte... De la care primărie? De la primărie vin inspecție de la culte. Deci ce se dă la culte, se alocă pentru construcție. Mă rog. Pentru că celelalte
parohiei, au alte lucrări în derulare, așa, deci am zis, sunt parte nu se pot face tot două, trei lucrări. Iar ăștia stați, oreacă, că mai durează, trebuia să discută, trebuia aprobă execuția unui nu, proiect. Nu, începutul anul ăsta, că se poate, la urmă, unui proiect de construire și se vede și ăla câți bani v-au costat și deocamdată mulți începutul. Poate n-ar bani mai mulți atunci. Bun. Dar nu face muzeu, domnul Abădării. Deci e o capelă care este... Nu conform normelor, deci ăla nu merge în orice... Am înțeles. Deci, dacă nu mai are nimeni de adăugat, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de instituire a și administrarea taxei speciale de salubritate la nivelul Comunei Târgu Totuși de Tumacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local. Inițiatorul lui, nu știu din ce gaudi, nu mi-a anunțat, ieri a fost la ședință pe comisie, domnul Mintelu. Păi mai avea de terminat să stai IVIA, mai fiu domnul Martin. Nu eu am inițiat, nici domnul Mintelu. Ce niște aici probleme? Dar bine, mai avea, dar putea să vină acum, ca să-și expună dau citire, motivele. Subsemnatul Martin Mihai, consilier local la primăria Comuna Târgu Totuși de Tumacău, vă rog ca în cadrul ședinței de Consiliul Local pe luna aprilie să puneți în discuție la ordinea de zi schimbarea taxei de salubritate lunară, să se încaseze lunar, deoarece taxa de înscriere, de încasare a fost aprobată în două etape și vor fi penalizări de întârziere de suplimentare. Datorită multor solicitanți ale cetățenilor din comună, care nu pot achita taxa în două etape, solicit ca taxa de suplimentare să fie încasată lunar, datorită veniturilor mici și ale familiilor inițiator până și cum ea. Și o să dau citire și hotărârii. Deci se hotărăște. Articolul unic, regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubritate la nivelul Comunei Târgu Totuși, de Tumacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 6 din 30.1.2016, se modifică și se completează după cum urmează. După alineatul 1 al articolului 14, se introduce alineatul 2.1, cu următorul cuprins. La solicitarea contribuabililor, taxa specială de salubritate prevăzută la articolul 6 se poate achita și lunar, până în ultima zi a lunii. Deci am zis să-i dăm această formă și lunar, ca să oamenii și cealaltă opțiune, să achite și trebuie să iau și eu știu și la trei luni, la casă luni, fără să mai primească penalizările cele despre care spune domnul Marte. Dacă aveți și dumneavoastră ceva de completat, vă rog frumos, domnul Telu. Deci eu am scris acolo, nu știu dacă lunar, nu că nu aș fi sau sunt împotriva acestui proiect, dar eu consider că e mai bine să vină trimestrial să dea și nu le mai punem nicio penalizare, pentru că omul tot vine. Că dacă le pui lunar, eu zic că fiecare se prevalează de vari motive și vine și spune că luna asta nu a dat nimicul lui. Așa o să spună. Deci eu vă spun, ascultați și vă spun, vini și spune, domnule, scoate luna asta în speță, în luna mai, tot cu noi și chiar dacă nu are, scoate tot și pune tot acolo și luna viitoare spune că nu a fost acasă și nu a generat cu noi. Eu zic să punem la trei luni, că atunci omul bănesc, își pune o găleată, un sac. Eu zic nu deranjează pe nimeni. Dacă pui și lunar, deci dacă pui și lunar, înseamnă și la 3 luni, și la 2, și la 9, și la... Nu mă deranjează cu chestia asta. Am spus doar că e mai bine. Da, nu, ca să nu vină omul. Și să nu să lăsăm o dată penalitățile astea deoparte, că nu știu... Dacă nu mai are cineva de completat la așa. Domnul Florin. Să vină să plătească omul când are bani. Fără penalități, fără nimic. Da, sau și asta. Orice când. Când vine angajatul de la primărie, să primească orice sumă. Asta e și să pot merge la cineva. Dacă nu mai are nimic de adăugat la acest punct, la acest proiect, supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Am trecut de punctul... Mă scuzați dacă... Capelă, numai un pic. Și am vrea totuși niște explicații să dea doamna Bădor. Despre această capelă care este nouă pentru noi. Noi nu știm ce înseamnă. Poftiți, doamna Bădor. Ce explicații? Este un proiect, am vrut să inițiat un proiect privind instrumentarea
proiectului tehnic. Deocamdată nu știm nimic. Detalii tehnice, dacă Consiliul Local aprobă să se demareze procedura pentru întocmirea documentației tehnice de execuție și a documentației pentru autorizare, atunci putem spune în ce constă capela. Doamnă, noi, ca să vă răspund, noi l-am aprobat favorabil. Deci proiectul a fost aprobat cu majoritate, dar vreau să sunteți inițiatoarea. Deci proiectul din hotărâri în speță, deci, da? Deci eu am făcut eu raportul, n-am fost eu inițiatoarea. Raportul de specialitate se strică dumneavoastră. N-am inițiat eu, da, am făcut raportul de specialitate. Raportul de specialitate. Privind necesitatea și oportunitatea. Da, mă rog, la raportul de specialitate, deci, spuneți din motivii, doamna a fost. Și legalitate. Și? Legalitate. Și legalitate. Deci este o gerință a Uniunii Europene, este legea... Nu. Deci o cerință a Uniunii Europene, nu a dumneavoastră personal și eu zic că... Și a comunității. A comunității, doamnă. Deci, nu. Deci nu se mai poate ține mortul în casă. Asta da, e clar. Deci s-a făcut expunerea. Dacă Consiliul aprobă instrumentare, se demarează procedura pentru... Doamnă, da. Deci e o cerință a comunității. Mă scuzați, domnul Goar. O cerință a comunității. Deci... A comunității ortodoxe. Din care și vreau să faceți parte. Da, vehiculat ideea să facă o capelă comună pentru Biserica Ortodoxă Târgu Trotuș și parohia și Biserica Catolică. Cu amplasament aici, în spatele dispensarului, pentru că este o suprafață de 600 de metri, care ar putea fi, nu implică nici un teren de a... Foarte puțin trebuia să dea parohia catolică. Preoții catolici n-au fost de acord. Atunci s-a mers pe ideea să facă o capelă pe terenul proprietatea parohiei ortodoxe. E mai bine. Da. Mulțumim, doamnă. Mulțumim pentru. Sănătate. Paște fericit. Dacă se lua voții la bătaie pe urmă. Nu, dar ideea de a fi comună era foarte bună. Da. Pentru că erau investiții, poftim? De ce era bună? Pentru că era o singură construcție, o singură investiție, se făcea... Dar sunt 2-3 morți în același timp. Păi nu, că se făcea... Păi nu, dar dacă era ortodox și mormântările se fac la unul, la catolic, dar preoții se rânduiau, domnul Goară. Se proiectul... Asta e mai bine așa. Mai bine așa, mai bine așa. Mulțumim frumos. Mulțumim. Sănătate, sănătate. Vezi manager de proiect. Nu că nu se fac cu fonduri europene. Păi dar tocmai a spus, doamnă, acum chiar ne-i diaburit, dar tocmai a spus că astea cerințele europene. Cerințele? Păi cerințele nu se fac cu fonduri europene. Deci este un regulament al Uniunii Europene care impune a nu se mai ține morții în casă. Nu că se face proiectul pe fonduri europene. Doamnă, deci eu, mă scuzați, da? Eu sunt puțin mai altfel, mai vulcanic, da? Eu dacă am spart geamul escavatorului de la noi, îmi asum ceea ce fac, da? Dumneavoastră, când ați făcut raportul ăla, să vă asumați. Dom'le, eu partea comunității, că la Târgu Ocna nu este capelă, la Oreș nu este capelă, la Cuca Mâncăi nu este capelă. La Brătești, domnul. La Brătești? Da, mergeți la Brătești să vedeți o capelă. Da, în statul catolic este. Toate... La Oreș nu este capelă. Paște fericit, doamna Bădurul. Sănătate. Paște fericit. Paște-ți fericită, doamnă. Da, paște sănătate. Fericit. Dacă puteți da. Un minut să... Pot să dovedesc ceva care am fost acuzat că sunt mincinos. Uitați cum e. Domnul Hozi, am epuizat punctul ăsta, nu aveți răbdare. A văzut. Păi, vreați ținut de fapt. Deci, la trecem la diverse. Vrea să fie alătări. Unde... Da, da. Vreau să fac și eu ca... Așa trebuie. Avem două cereri. Și o să le dau citire și o să încerc scuze că e scris cam așa cum e scris. Deci, domnule primar, în atenția Consiliului Local, subsemnatul David Ciprian, Claudiu, cu domiciliul sat Tuta, comuna Trotuș, prin prezenta vă rog să-mi aprobați ținerea suprafețelor de teren, închiriere, aproape nu cum se scrie, suprafețelor de teren de distanță, următoarele loturi. Și indică aici loturile, total 12,98 hectare. Bineînțeles că sunt șeful unei... Asociație. Nu, sau ceva. Exploatații agricole și, și dețin un număr de 13 vaci cu lapte, 20 viței și care au nevoie de teren.
21.04.2016. Da, domnul Agudel. Adică nu interesam neapărat. Necesar să știm care-s loturile, că poate ne mai treaba. Este închiriată suprafața, de n-am mai întrebat. Avem aici și în desert, deci... E vorba de cer. Eu dacă le citesc, eu cred că le citesc. Vorba de cer la Nesiv, la Cătinești, cum se numea. Cătinești, da. Da, sunt liberi. Da, și s-a interesat, deci trebuie prima dată curățat. Și la anul, cumva, deci concesionat, și la anul se intre la apă. Da, dar dacă el se duce și le curățe și între timp vine altul mai șmecher. Da, e contract de concesionare. De asta am spus, dacă are. Deci în vară, la toamnă, să curețe da, și... Da, trebuie, urmă... trebuie să vină el personal să-și expună motivul. Ei ce-i în dreapta, cum se trece, corul un hectar și jumătate. Îl reprezintă pe ție. Ești din curator? Ești curator, domnul Petru? Din generele și ca să fie. N-ai drept de vot. Dar nu mi-ai zis că te revistă. Da, este păcat. Da, are un animal de revistă. Dacă se poate. Bun, altă cerere, către Consiliul Local, subsemnatul... Socaci a Dănuț, din Vora Transportul și în prezent a solicit să ne aprobați concesionarea Drajdului Comunal, postul dispensar veterinar. Solicit aceasta pentru că am un efectiv de 3 capete animale și un... și nu am unde să depozitez furajele. 28.04.2016. Da, să vă spun despre ce e vorba. Acum... Ia spuneți, domnule. Magazia de la Vale, care a luat-o italianul în construcție și nu știu ce, era disponibilă pentru depozitarea furajelor. A mai multor cetățeni, Dolt, Ughiță, nu știu cine, nu știu cine, Canturca și nu știu ce. Ei acum, momentan, care nu au unde depozita, în speță folosesc cuvântul lui... Da. Nu sunt acuz din plagiat, știți? Vă acuz din plagiat. Așa? Deci având un cap, un număr din nu știu câte animale, normal, nu are unde depozita. Și pentru... Și nu are ce păsta animalele sau... Furaje. Ce... Ce vrea să... Ce cere pe lor? Deci concesionarea? Concesionarea numai podul? Deci concesionarea. Și să mai știi. De astea, știi și... Întâmplă și... Deci ăla stă degeaba, practic. Da. Acum, dacă... Plătești o taxă la urmă, tot stă degeaba. Și așa, poate mai repară la el câte ceva, că ești înapoi de la... Dacă dumneavoastră, domnul... Papa, vă asumați și păzărați că stă degeaba, păi puneți-l ca să scoate nas, mai aduce bani. Deci, bidonul nu lasă ăsta, l-ați alungat, că mai aducea bani de la uie, de la uie, de la, mă rog, de unde mi-a aducea. Și... Da, notează, sigur. Eu am trecut pe ele, că... Da, trebuia să specificați, domnul Babi, că a fost predat. Gata, ca să știi. Da, să știi. Să știi. Nu ce rog, e clar, pindicul. Asta e liniște că se află că ceva la diversii, vă rog. Informațiile se... da, la diversii. Cine se scrie? Domnul Florin Cavabe, domnul Petrică, domnul Dica și domnul Mitelul Liu. Da, pot să... Da, dă-l cuvântul Pirec de așa, la domnul Ungureanu Pirec. Ca să-i luăm mai mult. Da. Se vor continua lucrurile, cred că apărut la tuta și dacă se fac și în București. Avem un plan și în București. Da. Este un plan. Urmă că se ieșim cu asta... Da, da, că automat nu se va lucra luni, marți, se va lucra, că de miercuri încolo. Da. Da. Dezbatam și pentru asta. Nu promitem mai mult de 90%. Atât am mai mulțumesc. În legătură cu Căminul Cultural vreau să... Domnul Mitelu a zis că noi nu am fost de acord ca să avem un cămin cultural în Comuna de Jucrotuș. Noi avem un proiect aprobat. Știm și locul unde va fi făcut. Vreau să știu acest proiect mai este valabil ca sau nu. De pe timpul lui domnul primar Anton. Mai este viabil, mai... Putem fi de acord și acum cu... Facem o grămadă de proiecte, dacă l-avem pe ăla, de acum 5-6 ani. Trebuie să revizuit proiectul, pentru că este prea hazardant să construiești așa ceva, clădirea cu etaj, cu nu știu ce, cu nu știu ce, dependențe, nu știu de care, prea, prea fabulos proiectul și cred că trebuie să revizuit de către un proiect. Revizuit, dar nu. Iar alți bani de făcut. Trebuie revizuit. Tot trebuie revizuit. Faci pe dar oricum, proiectul este prea mare pentru... Dar de ce? De ce?
înainte de a începe. Dar de ce este prea mare proiectul ăla? Ca să știm și noi. Adică spuneți dumneavoastră, haideți spuneți dumneavoastră, acum fiți sinceri, să o spunem direct așa, cinstit, onest, transparent și corect. De ce este prea mare acel proiect și nu puteți să dați un răspuns? Și... Dar de unde știi că nu poți să dau un răspuns? Nu, nu, stați puțin. Păi dumneavoastră a spus că este prea mare, da? Da. Eu v-am întrebat cât de mare este și pun pariu că dumneavoastră acum o să spuneți o sumă. Nu spun nicio sumă. Sau ori mă luați derizoriu și o să spuneți că hai să mai lăsăm și povara pe umerii celor care vin ca să facem campanii. Nu, dar așa este. Dar de ce să o dăm de gard? Eu nu dau de gard. Hai să nu începem campanie. Nu începem nicio. Ia spuneți. Eu chiar sincer vă spun că n-am de ce să nu fac campanie. Și constatarea noastră a mai multora cu care am mai vorbit, aceasta este. Spune că este proiectul cam mare. Prin fonduri europene. Dar din fonduri europene. Cumva prin fonduri, ăsta va fi singura de... Deci întâi să vedem așa și urmă depunerea pentru fonduri. Nu apare nici, da. Nu cred că apare. Doamne, hai, dați cuvântul să urmează ca să vă trece. Nu știu, referitor la preț, cât costă, cât nu, chiar nu știu. Sunteți invazivă în răspuns, o să vă întreb altfel. Nu, a trecut timpul și... O să formulez altfel. Da, te mulțumesc. Domnul Focuș. Da. Din partea domnului consilier Alecu, becul la stâlpului Biliboc, față în față, deci la domnul principal, nu? Așa. V-am dat mesaj zilele trecute, ați rezolvat ceva cu instalația respectivă la Tuta. E o problemă cu partea de la vale, transformatorul mic. Nu se mai aprind becurile de capătul satului, da. Păi era de pe uliță și principalul la un moment dat, până la Coșa, nu până la Ritea Păcului. Care de la... Păi vine până la Sascău. Am înțeles. E, drumul principal și strada mică nu se mai prinde semn. Da. Dar știți treaba de când? Dacă treaba e mai veche de săptămână, să știți că acum luni... Acum o lună de zile când a fost structura aia. Atunci. Înseamnă de rezolvat. Că eu am trebuit să echipa să aprindă becurile și pe urmă să... Dar când a fost echipa? Luni. Alaltă e noastră. Știu că a fost, dar nu s-a prins pe luna. Dacă e veche, e rezolvată, pentru că am făcut toată comuna, am maturat-o și am... Mai sunat și spune, deci dacă e ceva neregulă, spune. Da, eu vreau să vă încep. Cu firma Romprest, ăștia, directorul când a venit la început de an, ne-a promis că maxim într-o lună, două, aduce containerii, tomberoane și tot. Au trecut atâtea luni, nimic. Când treci prin comună, mai ales la șoseaua națională, numai saci, numai toate prostii așa, de bandare și asta. Au promis că aduce tomberoane în maxim 2-3 luni de zile. Au trecut o jumătate de an aproape promis, și nimic, dar nimic. A promis, dar nu s-a jurat, domnule. Trebuie sunat directorul care a fost. Întrebarea e scurtă, jumătatea spus. Corect. Așa, legătură cu tomberoanele, cu bele, nu tomberoane. Cu bele, așa, pentru fiecare. Într-adevăr, o să le primim în mod gratuit. Dar am fost lăsați mai la urmă pentru că ultima dată, acum chiar ne-au somat când nu le-am plătit asta, dar nici nu le plătim până nu vine, exact. Până vine cu pubelele. S-au luat tot așa, în ordine alfabetică, și T, rotul și E, mai rău. Așa. Deci, de primit, vom primi pubelele, nu se pune. Să știi, chiar vă rog să puneți, ca și în calitate de consilier pe la lume, că... Păi stați puțin, că a trebuit să mai problema o ridicată, domnul Avavit. E problema de la oameni din Vișoara care au cerut tot așa cu bere, ca să poată să spună cu mare. Cumpărau saci și cumpără mereu la saci ca să se spună. Domnul Avădăne. A doua oară? No. Nu, nu, eu m-am înscris, eu sunt ultimul la cuvânt, deci vreau frumos să nu mă citești. Deci, domnul Văcar, haideți, vă rog frumos, spuneți dumneavoastră că rămân la urmă, că sunt... Îmi dați voi, domnul președinte, să vorbim? Da, vă rog. Așa. Legat de drumul de la Tuta. Din nou s-au făcut găuri și așa mai departe. Și nu este rău dacă va veni utilajul să vină în perioada următoare, că se pare că se va îmbunătăți cumva condițiile atmosferice și se poate lucra. Iar cei de la Chimp Complex trebuie obligați să refacă și ribolile începând din capul satului până la Hotar. Pentru că ei, cum au lucrat, au lăsat la nivelul șosele tot.
trebuie făcut rigole ca apa să curgă de la capul. Vă răspund dimineața, da? Dacă nu mai aveți alea. Nu. În legătură cu rigolele de acolo, modul tehnologic de a face șanțul ăsta, se lasă o perioadă până când se tasează el și după aia. Și ca să fac o paranteză și pentru ce zicea Hozic, chiar m-am dus să văd, că el a mai făcut reclamația asta și altă dată, m-am dus să văd dacă ei au calat o cală pe asfalt și dacă s-a crăpat. Nu s-a crăpat nici de cum. El inventează niște întrebări. Nu, că așa, pe legătură, nu, nu pe ei. În legătură cu drumul stricat, noi împreună cu domnul primar am fost pe teren cu cel care va executa, o să punem un credit, să niveleze din nou toate drumurile de toată comuna. Dar sperăm că să ieșim măcar și cu gățașul, ca să ieșim odată... Miercuri vine utilajul. Bine. Da. Poate până miercuri ieșim măcar cu gățașul. Și, și Tuta și Mișoa. Și mai puțin la Crotuș, decât pe ulița asta. Asta trebuie că e periculoasă. În sfârșit, domnul Mititelu. Și la italiană acolo. În sfârșit, dar nu cel din urmă, domnul Mititelu. Deci, domnul viceprimar, mă interesează foarte clar. Trei subpuncte scurte. Toaleta de la școala Târgu Trotuș. Ce faceți? Că lumea, vorbesc așa pe la colțuri. Asfaltul din comuna Târgu Trotuș, inclusiv Târgu Trotuș, Vișoara, Tuta, așa? Deci toaleta, așa ce a spus, și dacă aveți un pic de sânge în instalații, și unul și celălalt, bine, nu mai aveți, că acum ați trecut din vârsta, sunteți la o vârstă mai înainte. Ai tu, dar degeaba, sunt chiar. Da. Nu e nicio problemă. Da, niște, că iau altceva. Așa? Și dacă aveți un pic de sânge în instalații, v-ați duce frumos și ați alege. V-ați duce și v-ați lua puțin de ea de la Bacău, ca să aduc pubelele alea, minunele alea. Și, în primul rând, deci e jalnic. De aici, de la biserică și până la câțiva compași acolo jos, e jalnic. Numai cafelia, cafea de acolo și de... Montați două minuni din astea, două pubele. Montați la cooperația acolo jos. Că ar trebui să vorbesc cu domnul, dar domnul, mă rog, este președinte cu operație, dar nu știi, nu ia. Ar trebui să se coșul de gunoi, domnul Bădăne. Coșul de gunoi. Și ar trebui educat, spus lui domnul Gigi, viitorul consilier. Să zic, domnule, învață că n-am venit și-a luat cafea. Domnule, te spune, domnule, să o dea la coșul de gunoi acolo. Și sunt plini șansurile cu minunile, cu mizerii, domnule. Exact. Să monteze acolo, ca să pună, să nu mai arunce. Are, dar să pună să arunce, să nu mai dea acolo. Deci, domnul Avăt, montați la bufet. Deci vreau un răspuns. Școala, asfaltul. Școala, vă pot spune că v-am mai și spus că ce ai cheltuit bani la culte acolo, la cultură, dacă ți-au ce amintit, domnul, cei de 28.000 de lei. Însă pentru proiectul de la extindere școală, schență, toaleta și cu încălzirea centrală. Mai urmează să un aviz, parcă mai este. Da, scenariul de incendiu care este săptămâna asta, care vine de acum. Și de acolo deci, poate se propune spre... Luați toate avizii. Haideți să facem că mi-e rușine. Deci dacă am ajuns în fața asta, chiar mă-s mândru, să știi, dacă am ajuns în fața asta. Sunteți mândru? Da, pentru că am ajuns în fața în care se poate face lucrarea, am ăsta. Poate da autorizația de construire. Deci se poate face, da? Și dumneavoastră spuneți că sunteți mândru? Da, bineînțeles. Păi dacă sunteți mândru așa tare dumneavoastră și sunteți chiar așa de mândru cum spuneți, haideți să vă uit în față la fiecare și să vă spun, să vă întreb pe fiecare în parte. Sunteți mulțumiți și mândri din mandatul de consilier pe care l-ați avut în 4 ani? Dar tu ești mândru de tine? Eu sunt mândru de tine. De mine, da, sunt mândru. De ceea ce am făcut. Păi ne ascultă, Nea Ionică. Eu singur în opoziție nu pot să fac. Ați avut puterea. N-am fost la putere. Că dacă eu eram la putere, știam ce trebuie să fac. Dar dacă e mândru domnul Aurică, înseamnă că e meseria. Răspunsul ăsta, luna viitoare, că e ultima ședință și atunci... O să fie, dar... Dacă faci ședința noastră... Și atunci se poate da un răspuns? Nu e asta ultima. Și oricum și ce faci, se poate. Să te fie în campanie. Băi, nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred.